Inspectoratul pentru situații de urgență al județului Giurgiu și Directoratul General de Pompieri și Protecție Civilă ruse au devenit printre cele mai bine echipate instituții de profil din România și Bulgaria, grație proiectului James. În prezent, rusenската пожарна е най-добре. Департаментul de pompieri din Rusia este cel mai bine utilată decât toate punctele de luptă împotriva incendiilor din Bulgaria. Demarat în vara anului 2011, grație implicării conducerii Consiliului Județean Giurgiu de la acea vreme, proiectul intitulat Acțiuni Comune pentru Managementul Situațiilor de Urgență în caz de evenimente hidrometeorologice și poluări accidentale ale apei, James, a fost implementat cu succes. Conferința și recepția de final au avut loc vineri la sediul CJ, la acestea participând reprezentanței pompierilor giurgiuveni și de la ruse și reprezentanței Consiliului Județean. Utilajele și oborudvânitul aplicațiile software și echipamentele pe care le-am primit, oborudvânitul care s-a primit, ne vor ajuta să ne perfecționăm și săvârșenstvăm intervenția în zone neacoperite în trecut de noi, în acei momente care do togava ne beaha pokriti. Pentru prima dată județul Giurgiu, okrug Giurgiu, după mulți ani poate s-a ajutat ca vreodată, може. Are un echipaj de scafandri. Има такова оборудване за подводно пресене, за pregătirea acestora a fost asigurată tot prin proiect. Concret, 4,7 milioane de euro, din care 4 milioane fonduri europene, au fost cheltuite pentru eficientizarea inspectoratelor pentru situații de urgență din Giurgiu și Ruse. Un sistem de monitorizare și alarmare în caz de dezastre, echipament IT de ultimă generație, portal pentru informare și o serie de echipamente specifice, autovehicule, bărci, costume de scafandru, sunt doar câteva dintre rezultatele acestui proiect. Conform spuselor lui Dumitru Beianu, administratorul public al județului Giurgiu, colaborarea în cadrul euroregiunii Giurgiu se va continua și în perioada următoare. În mod simbolic, probabil putem considera că închidem această prima etapă a colaborării pe proiect, programul transfrontalier România-Bulgaria. Ne așteaptă exercițiul bugetar 2014-2020. Ultimul echipament achiziționat prin intermediul proiectului James a ajuns chiar vineri, acesta fiind prezentat în parcarea din spatele Consiliului Județean. Este vorba despre un centru de investigații mobil pentru analiză, monitorizare și coordonare intervenției în situații de urgență, pe care Valahia TV îl va prezenta într-o ediție viitoare.